favor, España la mea. Cum ai aflat pentru prima dată de România? La anul 2003, mergând la o cafea, în fiecare zi am cunoscut acolo pe cineva, o fată din România. Și ne-am făcut prietenii, am ieșit împreună la cinema și așa a început să-mi povestească despre România, că e româncă, și așa a început interesul meu să aflu mai mult despre România. De câte ori ai vizitat România? România am vizitat de 11 ori, am fost de 11 ori în România. Prima dată când am fost a fost la anul 2004. După aia am fost la 2006 și din 2009 am fost vreo 8 ori. Am fost eu singur. De exemplu, într-un an, am înțeles că ai fost de foarte multe ori. Da. Care a fost acela? Anul 2011 am fost de 5 ori în România. Am fost în aprilie, în mai, în august, noiembrie și în decembrie. Care dintre zonele României îți place cel mai mult și de ce? În zonele care mai mult îmi place sunt Maramureș, pentru că este o zonă unde consider că se păstrează foarte bine tradițiile despre România. Și este o zonă de munte, mie îmi place foarte mult natura și muntele. Și Bucovina pentru mine este o zonă specială, pentru că eu fiind catolic, dar merg la biserica ortodoxă. Și Bucovina pentru mine este un loc special, că este zona unde se află cele mai importante mănăstirile ortodoxe din România și este un sentiment special care nu pot să explic în cuvintele. Cum ai ajuns să vorbești așa de bine românește? După anul 2004, în iunie, că a fost prima dată când am fost în România, mi-a plăcut foarte mult România. Am rămas surprins de țara asta, pentru că este foarte frumoasă și m-am simțit atras de cultura, tradiție, religie și am crezut important că trebuia să învăț limba română. Și la început am adus acasă antena DigiTV și așa am început să ascult limba română, tot că nu înțelegeam niciun cuvânt, dar întrebând și la persoana cu care am trăit, ea m-a ajutat foarte mult și îmi traducea în spaniola. Și așa eu încet cu încet și am citit și niște cărți, am început să vorbesc încet cu încet niște cuvintele, la început bună, ce faci, mă numesc, dar pot să spun că mi-a fost foarte ușor și nu pot să îmi dau seama de când vorbesc așa, cum vorbesc acum limba română, pentru că când vorbesc în limba română, gândesc în limba română. Care crezi că sunt asemănările și deosebirile dintre români și spanioli? Nu cred că sunt diferente, foarte importante, pentru că toți suntem popor latin și avem procedența asta, dar normal că diferă, de exemplu, religia. Religia e ortodoxă și noi suntem catolici. Dar eu, când am vizitat România, eu am constatat că viața care există în România actual, la țară, e viața care a fost și în Spania acum o perioadă de timp, de exemplu 30 și 40 de ani. Așa că nu sunt mare diferențe. Diferența poate că aici e un pic mai dezvoltat la orașele mari, dar în rest oamenii nu văd prea multe diferențe, așa cum pot să observ diferențele între romani, spanioli sau poporul slav, care provin din slav, ruși, polonezi, ucranieni. Nu pot să spun că sunt diferențele mari. Cum te simți în mijlocul comunității românești din Catalunia? Mă simt minunat și vreau să vă mulțumesc că am cunoscut cultura asta și țara voastră, pentru că eu mă simt mai bine decât cum mă simt cu poporul spaniol. Cred că, nu știu cum să spun, dar mă simt mult mai bine. Tradițiile care aveți voi, de exemplu, să ne adunăm, să facem un grătar împreună cu prietenii, aici din cauza societatea și din cauza cum e viața, e mai complicat și nu se păstrează tradițiile cum se păstrează în România și pentru mine asta e foarte important, prietenie și toate lucrurile astea. Mulțumim frumos! Eu vă mulțumesc, vouă! Să știi ce înseamnă român.
și codrul străbun. Ascultă doina ciocârliei cântată de buzon și vino pe la noi de sărbători.